Dar inima ta o cunoști? Pe tine, da. Oh. Tata te cutea dat un cadou. Da? Tata că cutea pe alt culoarea păr. Doamne, de ce fantastic. Da, așa este, David. Mai mă ții minte, nu? Pe mine mă cunoști. De unde mă cunoști tu, David? De pe tăcuta filma mamii. A filmat Simona. Da, tăcuta filma Simona? Da. Da? Te bucuri că am venit aici la tine, David? Da. Unde simți tu când te bucuri? Unde simți tu bucuria? De lili, de la lună. Inimioară! În inimioară! Așa este! Așa este! Și când te bucuri îți vine să cânti sau să pictezi? Ce faci tu când te bucuri? Eu te pictez o inimioară. Pictezi o inimioară. Vrei să vii mâine când pictăm noi să pictezi cu noi? Te-ai bucura? Și noi ne-am bucurat. Eu de asemenea sunt ponei din casă. Și ne înveți și pe noi. Bine, David. Îți place să stai aici cu noi? Cum suntem noi? Suntem și noi ca și copii, ca și tine? Sau cum suntem noi? Da. Da? Pentru că iau apă. Bine, da! Bine! Câți avare? Cred că 4 și ceva, spre 5. Începem? Da. Dar o să vină iară, să știu. Începem? Da? Ok. Întrebări. Întrebări, dragilor. Este rândul vostru, pentru că eu îl întreb mereu pe Marius la emisiuni și aici suntem pentru voi. O să întreb eu ceva ce am spus la noi, apropo de o înregistrare pe care ați avut-o voi nu de mult. Cea cu episodul de aur, cu relațiile? Da. Da. Care sunt acele valori interioare pe care să-și le cultive o femeie și cum să facă asta? Supunerea și atât. E destul. Pentru că supunerea înseamnă să dea prioritate bărbatului. Și e destul. Intră în formula divină din Biblie, capul femeie bărbatul și capul bărbatului Dumnezeu. Intră automat în formula respectivă și divinul va fi cu ea. Și totul va fi bine. Intră în armonie automat. Acolo unde nu este supunere, ea de fapt se ridică împotriva Creatorului și vrea să ia loc. Se mai numește diabolizare. Da, ziceai tu ceva de valorile interioare pe care, în afară de supunere pe care, ca să aibă sufletul frumos, femeia să poată... Valori interioare, păi, supunerea le aduce pe toate celelalte. Care sunt toate celelalte? Cum să spun eu? Dăruire de sine, sacrificiu, jertfă, acceptare, cedare, renunțare, restrângere. Femeia trebuie să fie în poziție secundară, să dea celuilalt întâietate, mereu. Ea face întotdeauna voia celuilalt. Ea e pe poziția divină a lui Dumnezeu. Adică poziția divină este poziția secundară, de rob. În momentul în care ești în poziție de rob, de slujitor, atunci celălalt este cel mai important pentru tine, adică celălalt fiind divinul. Dacă acest lucru nu este satisfăcut în viața de zi cu zi, omul nu are credință. Deci are credință numai cel care îi dă celuilalt întâietate. Îl pune pe primul plan. Pentru că dacă omul din fața ta nu este pe primul plan, Dumnezeu nu este pe niciun plan. Nu este și nu face parte din viața ta. Din cauza asta, omul își face un program de autodistrugere automat și intră în suferință. Că trebuie să intre în suferință ca să fie adus în zero. Deci totul este bine, chiar și suferința este dreaptă, din punct de vedere divin, numai că Dumnezeu e nemilos. E nemilos pentru că trupul poate să moară ca să poată să fie salvat sufletul. Adică nici nu discută. În momentul în care orgolul crește foarte mult, el trebuie neapărat să salveze sufletul. Și el, divinul care e propriul tău suflet, imediat comandă exteriorul, pentru că fiind una cu tot ceea ce există, comandă exteriorul să vină împotriva ta constrângător. Ori bărbatul, ori părinții, ori copiii încep dezastrele în viața femeii și Până la urmă duce o îngenunchează, pentru că n-ai cum să rupi sub odioa divinului. Singura soluție este să te supui. Să te supui tuturor, toți oamenii în fața ta sunt el. Și dacă nu te supui, vei fi îngenunchiat cu forța. Se merge până la boli grave și moarte. Este foarte crud cu femeia, pentru că el consideră că dacă femeia nu este iubire orice a fi, că i s-a dat totul ca să fie iubire orice a fi, ea atunci se împotrivește specii umane, atacă specia umană din simpla supărare. Din faptul că își atacă soțul, ea de fapt atacă specia umană. Atacă natura, pentru că natura urmează specia umană și atacă universul și pe el însuși și nu permite asta. Niciodată, să fie clar, femeia nu poate să atace bărbatul, îi se va ridica împotriva Dumnezeu. Marius, că noi am discutat foarte mult despre relații, despre natura femeii, despre natura bărbatului și tu ai spus mereu că femeia trebuie să vină tot timpul să facă ea pași către bărbat. Poți să explici, pentru că multe femei m-au întrebat, da, deci femeile secolului 21 spun că nu femeia trebuie să facă pași spre bărbat, că femeia trebuie să fie cucerită, că dacă ea se duce spre el, ce părere își face el despre ea și că el trebuie să vină spre ea. Păi cum e în lumea animalelor? Nu e invers. Asta vreau cine sunt cei mai frumoși? Pe unul cine? E bărbătuș. Are coada imensă. Pe unița nici nu știi care e, că nu vezi. Nu, de ce este mascul? Este foarte... Uite-te la leu. Leul este impunător. Leoaica nu are nimic care să atragă. Dar toate animalele și păsările, asta este ciclul. Deci societatea modernă ne învață... Societatea modernă ne învață direct pe toți, da? Că să nu ne ducem noi către bărbat. Păi ca să se piardă energie, este o metodă de extinție în masă. Deci nu este nimic în neregulă ca o femeie să curteze un bărbat, să se ducă spre el. Nu este. Nu este. Ok. Așa am făcut-o. Așa ai făcut-o? Cum ai făcut-o? S-a întâmplat că m-am îndrăgostit de un terapeut acum vreo 2 ani și eu m-am dus spre el. Și a fost? Și de 2 ani mă tot gândesc dacă a fost ok sau nu a fost ok. Și care a fost rezultatul? Dacă poți să vorbești un pic mai tare. Eu cred că da, a fost ok. A fost ok din cauza că eu n-aș fi făcut asta înainte. Absolut deloc. Deci eram foarte rigită. Foarte, foarte rigită. Și uite așa s-a întâmplat să mă îndrăgostesc și să mă las. Să iubesc. Să iubesc necondiționat, așa cum el, deși noi nu ne putem. Și el cum a primit faptul că tu ai făcut pași spre el, să-l cucerești ca femeie? Și el a simțit la fel, dar că nu a dorit să facă niciun pas, fiind la mult de căsătoriți. Am înțeles. Da. Și aici, iată, un subiect, Marius. De ce se întâmplă, da, când, uite, de exemplu, e un exemplu chiar la această doamnă, când amândoi sunt căsătoriți și se simt atrași de alți parteneri din altă căsătorie. De unde vine asta? Lipsă de energie. Lipsă de energie. Deci bărbatul din prima căsătorie nu primește energie și se duce în afară. Okay. Și energia atât de la mine trebuia să primească. Și trebuia să primească de undeva și în cauza asta te-a atras pe tine. A, deci m-a atras el ca să-i dau energie soțului? Nu, ca să-i dai lui. Lui energie, da. Da. Și ea de ce a fost tentată? Pentru că are orgoliu foarte mare, soția lui, și a trebuit să fie sancționată în modul acesta. Și ea a fost aleasă ca corectoare divină, da, pentru acel cuplu? Da. Și cu soțul ei ce se întâmplă? Cu soțul ei... Păi s-a întâmplat deja, deci nu i-a dat suficientă energie și atunci a scăzut dragostea, iubirea. Și ea a fost dispusă să se ducă în altă parte. A fost liberă să se ducă în altă parte, să duce energia în altă parte. De ce, Maria? Doamne, dă-mi Teodora că mișcă copilul, cred. Participă la discuții. Da, cum să nu? Păi chiar mă întreba Teodora cât suntem și zi 27 și cu bebe din burtă 28. Suntem și avem și 2 îngerași aici și un îngeraș în burtică Ce mare binecuvântare de la Dumnezeu. Da. Deci întotdeauna e o problemă de energie în familie. Ca să mențină armonia, femeia trebuie să dea energie toată viața. Are de unde. Da. În momentul în care s-a oprit, s-a dus în altă parte, automat. De ce? Pentru că bărbatul are nevoie de iubire. Iubirea, în traducere, pentru el înseamnă putere, înseamnă curaj, reușită în viață, victorii și mai departe. El așa o traduce. Deci dacă el nu primește apreciere de la femeie, deci el, fără femeie, deci femeia este energia lui. Așa cum ai spus, este inima lui. Deci el, fără inimă, nu poate să facă nimic. Nu funcționează. Doamne, cât de frumos ai spus tu acum. Da. Și o întrebare. Dar de ce femeile rămân fără energie? Aiurea. Cum să rămână fără energie? Se întâmplă că nu mai ai acea vitalitate, acea energie, că deodată ești foarte obosită. Ori risipesc atenția mare. Petrecutul cu lumea. Adică, o petrecere. Ne ducem, ne facem plăcerile, ne punem atenția pe materie, asta se întâmplă. Când facem lucrul acesta, ne descărcăm și după care dăm din gură, ca să furăm energia de la el, să ne încărcăm înapoi. Mi-aduc aminte de o puștoaică la una din tabere, care își făcea codița la ochi aici cu creionul și spunea, uite, eu îmi fac codița, acum pierd din energie. Nu știu cum, dar mi-a rămas întipărit în minte. Și care sunt principalele situații, să zicem, care sunt cele mai rele? Dacă... În toate situațiile de viață, femeia trebuie să slujească bărbatul. Pentru că fiind secundare, dar nu este o înjosire, cum crede, sau un lucru de rușine, este cea mai înaltă poziție pe care poate să o aibă un om pe pământ. Bărbatul nu o are, femeia o are. Adică este exact în poziția divinului. Divinul, Dumnezeu, se supune omului ca să-l țină în viață, nu? Respirația noastră e a lui, privirea noastră e a lui, toată funcționarea din organ e administrată de el. Deci Dumnezeu este tot corpul nostru. Deci el se supune că ar putea să facă altceva. Își jertfește tot timpul ca să ne țină în viață și să susțină toată natura asta și universul. Deci el se face un sacrificiu. Poziția de sacrificiu e cea mai mare posibilă. De ce? Pentru că în momentul în care te sacrifici, iubești și când iubești, iubirea ta crește. Deci în modul acesta tu evoluezi, te expandezi, devii asemenea creatorul Universului și ai cel mai mare darul posibil, pentru că ai iubire, este ceva fantastic, nu? Când ai copii, să ai grijă de copii. Deci totul este o bucurie pentru femeie. Bărbatul nu trăiește la nivelul respectiv de bucurie pe care îl are femeia. Că ea naște și vede că din ea Dumnezeu i-a dat un copil și este rezultatul dragostei ei și are o responsabilitate, tot complexul ăsta de sentimente pe care le are o femeie, o mamă, un bărbat nu le are. Da? Deci toate astea sunt daruri foarte, foarte mari, pentru că face exact ce face Divinul. Divinul are grijă de noi tot timpul, femeia are grijă de bărbați și de copii tot timpul, și de părinți. Deci trebuie să nu pună o etichetă negativă, că de aici vine faptul că obosește. Nu obosește, a pus o etichetă negativă la ceva ce este măreț. Miraculos. Și deci prin dăruire, tu te încarci tot timpul, deci trebuie să înțelegi sistemul corect. Cu cât ai mai multă energie, cu atât primești mai multă energie. Da. Că ești acum, noua lume nouă, vor să ne țină acasă în orașele de 25 de minute la Oxford, acolo, la Teodora. Da? Și ce înseamnă asta? Înseamnă că nu mai poți să dai energie. Da? În momentul, deci problema cea mai mare este noua lume nouă, că moare prin faptul că ne mai dând energie, tu te stingi, sistemul imunitar scade automat și omul este și o ființă socială, are nevoie de relaționare, să comunice cu ceilalți, nu mai comunică, stai singur în casă și apare o depresie puternică pentru că dai seama că nimeni nu are nevoie de tine. Asta e cel mai mare pericol posibil, asta este sinucidere. Nimeni nu mai va avea nevoie de noi. Roboții vor lua, uite, în București, probabil și la Londra și peste tot, sunt deja magazine unde nu e nimeni. Nu este niciun casier, nimic. Intri gol într-un magazin gol, impersonal, fără camere. Sunt camere peste tot și... camere când plătești. Da. Și încet cu încet îți scoate cash și după aceea, pentru că închid fabricile, că nu mai e nevoie, că vine cu creditul carbon și îți spune nu mai îți cumpăra lucruri, că nu mai ai dreptul, păi atunci închide fabricile, că a produce nu mai este important. Avea mai multe televizoare, nu mai e important. Se închide toată producția, se stă un timp pe închiriere până când murim cu toții. Când am murit cu toții, a scăpat de noi. Este o metodă de extinție în masă extraordinar de puternică și te prinde cu ce îți place ție. Că oamenii vor vota chestia asta, vor dori. Pentru că le dă un venit minim garantat să stea acasă și omul zice mai bine stau acasă, că acum au experimentat ce bine e să stai acasă și vor vrea asta și vor sări cu toții. Îți spun, dacă rămân niște oameni care să nu facă asta, da, și e o problemă doar de rezistență, să reziști la chestiile acestea, să nu le iei în seamă și să nu te arunci așa în ele, să stai deoparte cât se poate de mult, să nu participi la ele. De exemplu, am văzut în Statele Unite, la fel, un magazin, cum sunt ăstea mari la noi, supermarketuri, unde sunt numai case automate și era o singură casă cu casieră. Ei bine, la casa aia stătea o coadă, deci toți oamenii se revoltau, făceau fel de revoluție, nu vor să meargă la automate să plătească cu cardul, că se scoate cash-ul. Știi? Și stăteau, se sacrificau, stăteau 2-3 ore ca să la o casieră. Deci revoltă. E singura soluție. Să nu te mai duci. Duci la magazinele mici ca să-i ajuți pe ei că sunt românești. Și sunt în toate cartierele, în toate orașele de astea. Da, în București sunt tot felul de anunțuri pe mesageri. Nu spune, nu mai cumpărați de la supermarketul acesta, că nu mai sunt casieri și îi dă afară pe toți. Și sunt mii de oameni care sunt dați afară. Și așa face cu toții. Băncile la fel fac, rămâi pe online, la bancă, școlile fac la fel, profesorii stau acasă, să fie robotul profesor și gata, te-a scos din funcțiune. În 5 ani de zile nu mai e nimeni. Niciunde. Și atunci nebunești. Da, răspundeam de fiul meu apropo de lucrurile astea, chiar, cum să zic eu, ceea ce a pățit el e consecința acestui online. Deci el a început facultatea fix direct în online. Nu și-au cunoscut, nu colegi, nimic, numai pe ecranul ăla. A învățat 2 ani de zile, a fost foarte focusat și după 2 ani, că 2 ani de zile a fost în online. Dacă unele facultăți au mai început, ei fiind profil din ăsta informatic, efectiv le convenea profesorilor să... În schimb, aveau de făcut proiecte și făceau câte 2-3 să facă un proiect. Care erau mai îndrăzneți, relaționau așa, la distanță, care nu rămâneau fără proiect, pentru că profesorul nu se implica, cum era pe vremea noastră, voi 3 faceți lucrarea asta, voi 3 sau în ordine alfabetică sau cumva. Nu, ei între ei și puteau și rămâneau și pe departe. Și atunci trecea semestrul, nu făcea proiectul, ceva de genul ăsta. Dar nu asta vreau să zic, vreau să spun că după cei 2 ani ne-am trezit că este bolnav fizic. Deci am ajuns la urolog pentru că el nu mai putea să facă pipi. Copil la 20 de ani. Norocul nostru a fost că am ajuns la un urolog foarte bun din București, care cum l-a văzut a zis clar, este pe psihic, pe încordare, pe nemișcare, pe așa mai departe. I-a făcut niște... la ecografie, tot organele erau perfecte. Nu avea vreo problemă. Nici la nimic. Și la analizele respective funcționa sistemul ca aproape ca al unui bătrân. Ceva de genul ăsta, ne-a zis medicul. Încet, încet... Deci el pur și simplu n-a mai vrut să continue facultatea în fel. Deși începuseră anul trecut, în semestrul 2, începuseră fizic, el nu s-a mai putut duce, nu a mai putut socializa. Și efectiv a renunțat și vrea din tot sufletul să lucreze fizic. În construcție. Brațele, deci este apărarea lui. Să o lăsați să facă asta. Pace, dar pentru că îi trebuie în compensare. Adică munca fizică e cea care îl curăță. Și are nevoie. Și se echilibrează. Și se vindecă. Da. Deci numai acolo trage. La muncă din asta pe mine m-a speriat, pentru că fiind copilul zic, da, ți-e frig, că e afară, că nu... Nu, ce dacă e bine, că acum s-a mai încălzit sau nu știu ce... Și nu, deci nici nu pot să-l conving, nu pot să stau. Râvnește la această viață, o dorește. Râvnește din tot sufletul. E salvarea lui. Da. Știe, sufletul lui știe. Da, exact. Nu avem ce face. Eu, important e că eu accept, chiar ascultând de-a lungul anilor frământările oamenilor din grup și unul că X cu iubitul, că nu știu ce, mi se păreau atât de puțin, da, pentru omul respectiv era important, dar mie cel mai important mi se părea copilul, că nu pot să trec, ziceam că peste orice pot să trec, dar peste nefericirea copilului n-am să pot trece. Și n-am putut și m-am chinuit foarte mult timp. Astă vară am avut o depresie de vreo 10 zile, de efectiv nu mă puteam ridica de jos, nu mâncam, nu știu, s-a întâmplat să mă ridic brusc și să plec la serviciu, să mă apuc de... Dar, cum, abia m-am târâit așa pe drum, nu mai aveam putere deloc. Și m-am ridicat și am rămas în sus. Și am zis clar, copilul meu e bine, Dumnezeu are un plan cu el, îl știe de la un capăt la altul, eu habar n-am ce plan. Am încercat de micuț să-l duc la biserică, mă gândeam eu atunci că, vai, dacă îl va cunoaște. Eu, necunoscându-l pe Dumnezeu în tinerețe și am zis că, vai, ce de-aia m-am chinuit atât în viață, că n-am știut de Dumnezeu, nu am avut educație religioasă absolut deloc. Și zic, pe Ciprianu îl duc la biserică de micuț, ca să îl cunoască pe Dumnezeu, ca să nu-i fie greu. Da, nu, n-a avut nicio treabă asta. Degeaba l-am dus eu, că tot drumul lui l-a continuat. Da, așa. Și vreau să vă spun că studiază foarte mult. Deci el studiază atomul, forțele. Într-o zi, eu am făcut chimie și mă întrebam, mami, dar spune-mi, tu cum ai învățat din ce e construit nucleul, din ce e alcătuit nucleul? Zic, măi, mama, acum 40 de ani noi am învățat până la proton și neutron. Numai că acum citesc și eu și aflu că s-a descoperit arci, alte particule și i-am spus ce ne-ai spus tu, Marius, că cercetătorii au căutat până au ajuns la o particulă și mai mică și au numit-o Charming. Și era foarte încântat de discuție, a mers el să îmi trebuia ceva în bucătărie, s-a dus acum și îmi spunea, zice, uite să-mi arăți și mie cum faci mâncarea X. Dar când s-a dus la cumpărături și înapoi, mintea lui cred că i-a fost numai la nucleu, că l-am văzut direcția la computer și ziceai că vrei să vii la... Nu, că vreau să citesc despre nucleu. Deci el nu stă, deci tot studiază, dar nu mai dorește prin intermediul sistemului ăsta de învățământ, nu știu cum o fi în alte părți, dar în România e groaznic. Dar de ce resping, Marius, tinerii facultatea? Pentru că și fiul meu este la o facultate foarte bună în Cluj, la informatică, și spune că face facultatea asta pe degeaba. Da, da, spun copiii. Că el preferă să învețe singur. Da. Ce părere ai tu despre a face facultatea? Ce părere am eu despre a face facultatea? Ce părere? Știți cum băiatul meu spunea că avea un curs și s-a exprimat în felul următor, că doamna profesoară care ne predă cursul ăsta este asistată social. N-am înțeles, dar ce vrei să spui cu asta? Păi da, încă predă cursul ăsta atât de arhaic ca să aibă și un job. Și nu are niciun interes pentru cursul ei. De ce nu ăsta? Cam și... Deci e totul de la noi, Marius, părerea noastră. Întotdeauna femeia. Da? Așa spuneam și eu în facultate, făceam la psihologie statistică, cu formule de matematică, chimie și fizică și mă gândeam, zic, ce ne trebuie nou la psihologie statistică? Și acum e la fel, vine și îmi spune și așa de tot felul de chestii. Da. Mulțumim. Problema este cu orașele de 25 de minute, alea sunt groasnice. Cu? Orașele de 25 de minute. A, da, da. Deja sunt implementate în Oxford și în Canterbury. Nu, zice până în 2024. Nu, deja sunt implementate în Anglia, în Canterbury, în Oxford. Și în Oxford au ieșit pe străzi. Da. Au nebunit. Ei sunt de acolo. Asta înseamnă au nebunit. Păi nebunit. Da, și noi suntem, da, chiar în Canterbury. Păi se nebunește. Deci nu mai poți să ieși, de exemplu, dacă vrei să te duci la un anumit supermarket, nu poți, dacă nu este în zona ta. Și sunt puse bariere. Avem 6 zone și plătesc afară din zona noastră. A, stați la gard și le dați... Da, exact. Nu, nu, sunt bariere. Sunt camere cu identification. Poți să-mi ați la media și îți trimite. Nu mai e niciun... Îți dă oamenii, da? Da, deja te face să te plătești. Mai mult. Deci dacă trebuie să zona altă zonă, gata. Asta la mașină, dar nu poți să sari gardul sau să faci ceva. Pe jos, da. Pe jos poți. Da, cu bicicletă. Dar fără Marius este exact ca în urgență. Păi nu-i problemă, pe jos e bine. Hai, deci în mod mașină. Până la școală este 3 km din... Bine, ca să te scadă, măi. Ca să te restrângă. Dar ce bine vorbește engleza, domnule. Român. Am început. Am crezut că sunteți de foarte multă vreme în Anglia și de aceea aveți un accent, dar sunteți englez. Da, eu sunt englez, da. Super tare. Eu vin din Crawley. Ok, Sussex. I'm from Canterbury. East Sussex, West Sussex. West Sussex. Și cum îți place la noi aici? Fantastic! Adică e groasă? Ești fantastic! Fantastic de groasă! Am găsit în pace aici și în legătură cu Dumnezeu, nu am găsit în Anglia. Cu ce? Cu Dumnezeu. Sunt aici acum 2 ani. Da, și a fost o experiență incredibilă. Nu am pierdut nimic. Este o țară fantastică. Super. Am împachetat în 2 săptămâni, am lăsat totul, am pus un tir. Da. Înainte de Brexit și cu tot restricții acolo pentru... Pentru pandemia. Da, pandemia. Și, nu, a fost, eu cred, Dumnezeu a decis, Anglia nu, România da. Suntem aici, suntem aici. Să te asculte câți mai mulți români care se simt rușinați că sunt români și că au o țară, o blamează și așa. Am fost una dintre aceste persoane. Da, și peste 20, mai mult am stat afară decât la mine în țară. Și nu am văzut niciodată că o să spun că am să mă întorc în România. Niciodată. Dar aici este ceva. Da. Și uite ce spune soțul tău care vine din Anglia, că aici a găsit pace și l-a găsit pe Dumnezeu și că România e wow! Și e casa lui. Așa a spus, aici e casa lui. Ce frumos. Da. Și am fost în Italia 3 ani. Și în Japonia. Este tot în lume, da, în Noua Zeelandă, unde acolo, ce se spune, Noua Zeelandă e totul, nu știu dacă cineva a fost, sunt foarte puține persoane la suprafața țării. Da, 4 milioane. Este totul pustiu. Și a zis, nici acolo nu era Dumnezeu. Nu am găsit. Și am fost singur acolo, 3 săptămâni și nimic. Și aici în România e ceva. Da, Marius, chiar. Ne poți vorbi despre țara noastră, pentru că mulți oameni spun că țara noastră este grădina Maicii Domnului. Da. Ne poți spune ce se întâmplă energetic cu țara noastră? Vine din construcția limbii. Că e pe aramă. E pe aramă. Fiecare limbă este făcută pe anumite metale. Limba română e făcută pe aramă, construită pe aramă, pe metale. Și urmărește relieful. Deci toate denumirile urmăresc relieful. Și este un cod, cifră, literă. În sanctuarul de la Sarmisegetuza Regia, mărimile menhirelor, pietrelor acelea, toate mărimile acelea înseamnă niște cifre. Cifrele au o corespondență în literă. Și de fapt e un orsitar al poporului român, un program. Pentru că eu, când am venit în viață, am fost surprins de chestia aceasta. Am fost în zona Basarabi, deci eram în lumea de dincolo, veneam spre viață. Și la Basarabi am fost și cu Maria, am fost primit, unul venea să cred, este vorba de Murfatlar. Orașul se numește Murfatlar. Și lângă Murfatlar sunt niște biserici de cretă, într-un munte de cretă, unde era o exploatare de calcar. Și s-a abandonat de pe timpul lui Ceaușescu. Ceaușescu a vrut să renoveze bisericile acelea, să le redea turismului, și încă tot sistemul acela că este acoperit, la geamuri sunt scânduri ca să nu poți să vezi. Când m-am uitat pe scândurile acelea, am văzut exact imaginea de intrare pe care am văzut-o în lumea de dincolo. Deci am avut o confirmare că ce s-a întâmplat în lumea de dincolo e corect. Ce s-a întâmplat acolo? S-a făcut trecerea de la religia dacilor la religia creștină, da? Și erau două grupe de preoți, niște preoți îmbrăcați în alb de sus până jos și niște preoți îmbrăcați în negru, probabil creștini. Ăștia daci, când au venit, eu am fost contrariat că se ceda acum în fața cuceritorului și totuși ei aveau un zâmbet în colțul gurii și aveau o stare interioară de veselie și în capul lor, când am intrat, că fiind suflet intri în cap și afli ce gândesc ceilalți, conducătorul lor zicea așa: nici nu știți ce v-am pregătit noi vouă. Cine a mai avut afirmația asta? Brâncuși. Brâncuși a avut exact aceeași afirmație: nici nu știți ce v-am pregătit noi vouă. S-au dus acolo, au jucat teatru că sunt revoltați, până la urmă au cedat, așa, și în jurul meu mi-a zis așa: uite-te la ei, acum se trece la o nouă religie, dar nu o vor respecta. Nu de alta, dar cea care era înainte era mult superioară. Acum să vedem de ce era superioară. Era o religie care nu se baza pe ritual. Nu avea ritual, avea comportament. Deci, Zamose, în Cogaion, deci Cogaionul este școala misterelor. Când mă gândeam să spunem școala misterelor, dar să nu ne suprapunem. În școala misterelor, acolo daci erau învățați, anumiți daci care erau în zona de conducere, preoții să zic daci, erau învățați să învețe pe ceilalți daci să fie jumătate de oameni. Deci ei erau considerați de Strabon, au fost considerați jumătate de oameni. Pare ciudat. Adică ei ce făceau? Ei întotdeauna nu mâncau până la capăt, nu își făceau plăcerile până la capăt. Deci înjumătățeau totul. Din cauza asta, mecanismul este foarte simplu și eu l-am reprezentat aici prin faptul că în momentul în care am fost într-o excursie în Bucegi și am plecat de la Babel și am coborât la peștera Lumicioare, la o anumită distanță, cineva din munte i-a dus pe cei cu care eram în față, deci la distanță mare de mine, iar pe mine m-a scos din corp și m-a băgat într-o peșteră. În peștera aceea erau niște înțelepți care stăteau la o masă de piatră, semăna cu masa lui Brâncuș. La o masă de piatră, ei stăteau pe scaune de piatră. Și pe masă era o carte mare, pe cotorul ei curgea lumină și intra în cotor. Deci continuu curgea așa o lumină. Coperțile erau bătute cu os și pietre semiprețioase și era groasă și era mare. M-a atras lumina respectivă, m-am dus în spatele lor, cei doi care erau în stânga și în dreapta s-au lăsat ca să îmi dea voie să deschid cartea. Am deschis cartea și când am deschis cartea a pornit o lumină albă strălucitoare care pulsa în fața mea, caldă, și am avut timp să-mi pun doar mâinile pe față. După care mi-am pierdut cunoștința, m-a dus cine știe unde, dar atunci s-a făcut un transfer de informații, tot conținutul cărții. Că după aceea am început să văd lucrurile pe dos, dar Și înainte le vedeam pe dos, dar acum am devenit radical pe dos. M-am modificat. Din calea afară. Din calea afară. Și s-a născut aceste învățături care sunt inverse. Totul este invers, totul este pe dos. Care, de fapt, duc spre adevărata normalitate. Spre adevărata normalitate, da. Și acolo, la Basarabi, s-a făcut trecerea de la religia dacilor, dar dacii, de ce au zis că nici nu știți ce v-am pregătit? Pentru că ai limba, ai programele pe limbă. Și, deci, românii, dacă fac ceva, fac superficial. Adică ei sunt construiți ca să se ducă în cer. Adică limba ia și ridică și duce în cer. Limbile occidentale sunt limbi care intră în corpul în pământ, se duc în pământ. De aici se vede și preocuparea Occidentului excesivă pentru materie. Noi nu suntem în stare să facem ceva până la capăt, nu suntem. Adică când faci un drum, după 2 săptămâni de la inaugurare s-a stricat drumul. Sau se prăbușește. Sau fac niște aberații. Nu se termină. Deci ceva trebuie să fie stricat. Dar trebuie să fie stricat. Sau sunt băltoace. Sau sunt căruțe cu cai. Adică mereu este un fel de opoziție la modernitate. Nici nu știu cum o să intre noua ordine mondială la noi. Că o să găsim o soluție. Deci, Marius, putem să considerăm că limba română este un canal spre divinitate? Da, este construită pe divin. Asta e diferența față de toate celelalte limbi din toată lumea. Și la stăpânii lumii, limba lor cum este? Noi suntem un popor mascat, în sensul că nu ne-am arătat adevărata față, nu a venit momentul. Și după părerea mea, Miorița și Meșteru Manole sunt cele mai puternice programe de înnemurire, adică te duc în nemurire, pentru că au principiul fundamental, este spus și în Noul Testament, dar nu este luat în seamă, și zice, și doi fii să mor, să mă... Deci el nu reacționează, nu există non-reacția. Există în Taute 5, 6.000 de ani vechime, există în Noul Testament, deci non-reacția, și Domnul Iisus a spus așa, cine va căuta viața o va pierde, cine o va lăsa pentru mine, non-reacție, o va câștiga. Și eu, când în experiența aceea cu mișcarea lentă din Shangri-La, dacă o să o citești, l-am întrebat pe Dumnezeu ce trebuie să fac, tot timpul trebuie să mă las? Și atunci am auzit pentru prima dată vocea lui, că în lumea dincolo nu mi-a vorbit deloc. Și mi-a zis, da, tot timpul cu o voce puternică, cu reverberații, și am avut impresia că s-a auzit în tot cartierul Balta Albă. Și nu numai că s-a auzit, toată natura și blocuri, tot ce a existat s-a înclinat, și până și blocurile s-au înclinat. De 15 grade s-au înclinat. Deci ieșea praful din betoane și din armături în fața vocii lui. Deci un respect total. Natura are conștiința faptului că este ținută în funcțiune de divin. Numai omul este răzvrătit. Habar n-are pe cel meu. Și primul lucru pe care am făcut, m-am dus și eu pe terasă să văd dacă oamenii au auzit vocea lui Dumnezeu în cartierul Balta Albă. Nu a auzit nimeni. Nici nu e interesat. Deci asta este. Noi suntem programați să nu reușim în materie. Adică să nu ne ducem. De aia suntem și mai degajați. De aia suntem și aiuriți. De aceea și greșim foarte ușor. Deci a greși este foarte necesar. Deci dacă nu greșești, devii absolutist. Deci a nu fi absolutist este cel mai important lucru. I-am absolutizat corectitudinea foarte mult și am ajuns în situația că să nu mai fiu așa corectă după standardele mele, da. Și la servici peste tot. Deci asta este sensul vieții, este nu viața. Dar cine spune ce e greșit și ce e bine? Ce e? Când totul doar este, nu? Totul doar este, dar există o direcție. O direcție, așa cum în familie există primordialitatea bărbatului, este o direcție. Primordialitatea? Deci trebuie respectată cu sfințenie primordialitatea bărbatului. Pentru că asta este garanția faptului că copiii vor supraviețui. Deci copiii, dacă nu-i dai integritate bărbatului, o pățesc copiii. Că energia spre copil se duce prin bărbat. Deci femeia greșește că se ocupă numai de copii, dar trebuie să se ocupe numai de bărbat. Ca să fie copilul. Ca să fie copilul. Deci copilul se îmbolnăvește de fie și de o gripă mică, da, din faptul că ea nu mai are grijă de bărbat. Da, dar vezi că femeia nu știe că energia ei hrănește copilul de fapt prin bărbat, hrănindu-l pe bărbatul ei. Păi în Biblie zice, capul femeii este bărbatul. Deci prioritatea absolută, ce înseamnă asta? Așa cum bărbatul, capul bărbatului este Dumnezeu, asta înseamnă respect total față de Dumnezeu. Și cine e Dumnezeu? Toți ceilalți. Pentru bărbat sunt toți ceilalți. Problema este întotdeauna, ca să te încarci cu energie, așa cum spunea și Teodora, să fii în poziție secundară. Poziția secundară este sfântă. Când, spre exemplu, nu-ți merge ceva în față, vin greutăți și întâmpini rezistență, nu ești în poziție secundară. Deci prea mult te-ai preocupat de binele tău, te-ai ridicat pe tine și trebuie să fii adus înapoi. Și vei fi adus înapoi fără că crezi, că nu crezi, nu contează. Te aduce înapoi fără discuție. Nu scapă nimeni. Îți dă o pierdere, nu te vezi. Deci, Dumnezeu câștigă întotdeauna și mai este un lucru important, El face ce vrea întotdeauna. Da. Deci tu n-ai nicio șansă. Dar nu poți să te oprești, nu mă puteam opri, trebuia să vând din proprietăți că, și mă trezeam noaptea și aveam gândul ăla să vând că, și să scap de el. Și când le-am vândut, eram așa de liniștit. Da, da. Păi dar îți luau energia, nu? Simțeai cum te... În 2020, când a atacat racheta Israel, când au oprit pe cine au oprit un minut, în momentul ăla a început, nu puteam să mă duc, eu trebuie să mă duc pe lume, și nu știam, și căutam explicații și la un moment dat. Mi s-a întâmplat și nouă tot așa, pe la 2017, cred, tot așa, am avut o... Și am dat seama că mi-a salvat sufletul, mi-a salvat viața. Că altfel atunci mă îmbolnăveam, un accident, ceva se întâmplă grav. Deci orice necaz nu e necaz, este un miracol. Analizând ulterior și ce miracol. Că noi citim Biblia acum și suntem tobă de Biblie. Sunt numite minuni. Ce miraculoasă Biblia. Nu credeam că să fiu fericit să citesc Biblia. Nu există carte unde să spună secret așa de mari. Sunt niște secrete acolo fenomenal. Dar cred că au avut atâta siguranță că nu le vedem, că oricum miliarde de oameni, 2000 de ani nu le-au văzut, da? Și esențialul este faptul că divinul în ambele poziții, în toate pozițiile. În momentul în care am văzut că a zis clar că faraon sunt eu și nu o să vă las să ieșiți din robie, după care se duce în poziția lui Moise și îi spune lui faraon, când o să cum zice? Să fie atât de smerit. Dumnezeu lui Moise, du-te și spune lui faraon că dacă nu se smerește în fața mea, dar tot el spune despre faraon că i s-a împietit inima. În deci momentul acela ne-a picat. El lui însuși. Și datorită conflictului logic am clăcat. Am căzut amândoi rebeaga proștii. Da, ați spus pe râs. Da. Să vă uitați, să urmăriți că am multe lucruri frumoase. Și peste tot spune, și în Apocalipsă spune același lucru. Deci asta este esențial, să înțelegi că el vine în toate poziții. De ce? Pentru că se blochează judecata. Nu mai ai cu cine să lupți. Dacă el e și cel din față, cu cine lupți. Mai. Și în momentul în care intri în iubire, atunci orice situație de viață, el o conduce, el ți-o dăruiește și nu ai niciun fel de grijă. Păi nu-i bună, nu-i bine așa? E fantastic. Deci nu mă zbat cu nimic, îl las pe el și atunci totul se aranjează bine. Că dacă vrei și ți-e frică și vrei să lupți să te aperi, vei chema forțele cerului să te îngenuncheze, pentru că e un neu acolo. Cum te prinde cu un neu, cum te-a lovit. Și mai ales la sfârșitul vieții, să nu te prindă cu un neu, că te-ai dus în lumea menicioră automat. Chiar dacă, spre exemplu, toată viața ta ai înțeles mecanismul, dar la sfârșit de tot nu-l mai înțelegi, te-ai dus acolo unde vei. Să aplici, că îl înțelegi, să-l aplici, să fii acolo constant în aplicare. Și dacă nu ești constant, ce? Voi ascultați videourile? Da. Le înțelegeți? Acum începe. Da, din început, puțin. Și Acum este un an, din ce în ce. Intră și da, mai... Cum facem treabă, avem Marius acolo și... Marius e parte din familie. Da, da, da. Și tu acum la fel, da? Teodora. Mai recent ascultăm... și Gabriela. Basmele? Da, da. Și nu prea mult basmele, dar celelalte am ascultat. Să-ți-am dat și Ghecioana. Da, și Ghecioana, mă, și... Da. Da. Nu știu când aveți timp. Eu personal am între 6 și 8 ore pe zi. Cam atâta fac. Le pui pe telefon și de la telefon la un autobuxă. Când fac orice activitate fac. Când am lucruri strict să mă concentrez, nu este o mașină. Am dat o mașină, ascult tot aproape. Dacă n-am ascultat într-o zi, lipsește. Și interesant este că progresăm. Deci ajunge la alte nivele acum. Eu am observat că lucrează la fel de puternic ca și cărțile. Da? Da. Deci eu când facem noi emisiunile, pentru mine sunt sesiuni de vindecare. Deci în momentul ăla lucrează în conștiința mea și modifică și... Asta e interesant. Am vorbit cu prieteni în Anglia, englez, și mi-am spus că sunt mai jos acum. Este o depresie. Da, este stil comunist, mi zice. Este, wow. Când avem venit aici, tot mi-a spus, Steve, ai greșit. Nu. România, de ce România? Da. Suntem în vest. Și au spus, nu. Ți-a urmat inima. Și după 2-3 luni am auzit, wow, ai fost corect, a schimbat foarte mult în puțin timp. Și ce la noi au devenit comuniști acum. Da, și am găsit aici mult mai libertate decât... În Anglia este pușcărie, este... Am auzit. Și am și experimentat. Păi veniți la noi cu toții. Ce vrei? Păi să știi că ce libertate. Da. Dar nu mai libertate, deci e o chestie foarte ciudată, simți o presiune, nu pot să-mi explic de ce. E egregorul energetic. Da, e ceva negru sus, nu se vede, dar e nepalpabil, dar simți. E un stres. Și noi, înainte, ultimele 3 ani, cred, din Anglia, am avut o oboseală mare. Și 2 zile după am venit aici, nimic. Nu știu, a fost un schimb. Am crezut că este 5G, dar nu știu, dar sunt din țară. Am văzut la țară. Nu știu că e nimic. A fost o mare diferență. Deci România este un rai. Da, a început să fie rai. Da. Și cum se zice că omul sfințește locul, nu? Acolo. Și lumea sunt deschise. Sunt poate oricuse. Da, nu rece. E mare diferență. Păi cred că asta e natura noastră. Dar și voi sunteți, doar că vă puneți o fațadă. Și voi sunteți foarte calzi la interior. Doar că trebuie să dați masca aia jos, dar voi sunteți foarte calzi la interior, ca eu vezi. Poate să fie și stricate necunoscut, băi, oariu. Te cunosc, da. Știi cu cine seamănă? Cu Mel Gibson. Mă gândeam cu cine. Da, nu sunt australieni. Nu, dar sunt bine. Dar deși australienii sunt tot englezi. Da, corect, da. Da. Alte întrebări. Dar când am venit, când am decis să venim, deci eu am ascultat Arsenie Boca, aceea când a spus, cu 2 ani înainte, a spus Arsenie Boca 2 lucruri, a spus, România se va închide și sfintele tale nu se vor întâmpla. Și am fost foarte dubioasă, nu prea. 2 ani mai târziu, sfintele tale în Anglia nu se mai făceau Și atunci am intrat în panică și după, mă rog, am decis să plecăm și când am plecat, nu puteam să mai plecăm. Da. Am avut foarte multe probleme, inclusiv cu pașaportul pe noastră, nu puteam să... Și atunci am intrat în panică. Zic, cum? Suntem închiși aici. Și nu se mai putea trece nici prin Ungaria, a trebuit să contactăm ambasada Ungariei să ne lasă să trecem. Și am avut o chestie super, am avut o experiență. Când am intrat în Ungaria, vreau să închidă granița. Da. Și primul octombrie. Noi am două mașini. Și erau niște cozi interminabile. Dar soțul meu era în față, noi am cu băiatul și eu cu fata, în altă mașină. Și soțul s-a, nu știu de ce, s-a mutat pe o altă linie. Am auzit un voce aici și a spus, coleg 4. Coleg 4. Ok? Și coleg 4? Coada 4 a ieșit o femeie, un soldat, a ieșit, nu știu de unde, a ieșit în față și a făcut așa. Da. Și am înghețat și s-o ducă, bum, vreau să mergem. Câte mașini au trecut? 6. Noi am fost patru, tu 5 și 7 și stop. Și am închis. Și am intrat în România. A fost... Și-a făcut. Miracol! Miracol! Da. Vestea i-a ascultat îngerii. Da, da. Multe peripeții de genul ăsta și, mă rog, și-am întâlnit. Deci iată miracolul divin de care vorbește Marius de fiecare dată, că oriunde ai fi, Dumnezeu te susține și părea o situație de nerezolvat și de... Pentru mine, viața a schimbat. Acum 3 ani, 2019, când am fost botezat, ortodoxul bun. Și a fost 180 grade. Pum! Imediat. Tu? Da. A vrut să mergem într-o biserică. Da. Știți când cauți? Și cum te-ai botezat? În butoi? Prin stropire. Nu glumesc, că avem o doamna Georgeta, a cărui soț este francez și a fost botezat la ortodox în Butoi. Adică l-a băgat în Butoi. Nu a avut cădiță era, dar nici s-a băgat. Și a fost cu Alex, cu băiat. Și a simțit o schimbare. A venit înainte. A fost Paștele și am aprobat 4-5 date în biserica anglicană. Este Dumnezeu? Nu este. Este, nu este. Și avem mers și nu este. Și a fost la duminică? Da. Din Pasca. Am fost în biserică engleză la 10, 11, gata, nu, nimic. Și nu știu, în voce aici mi-a spus cercăm altceva română, în oraș Canterbury, în Anglia. Și am găsit primul loc, această anglicană, sunt liturgie română. Și la unul am spus soția, mergem. De ce? Nu, mergem, bravo. Și nu știu, a fost un putere, un altceva, mi-a împins și avem mers la biserică. Când am intrat, am avut o senzație absolut incredibil. Și am fost 2-3 date? 2 ore. 2 ore, secunda dată. Și a doua oară când am fost. Da. Secunda dată am vorbit cu părinte, nu am vorbit. Am dus și l-am miluit. Și mi-a îmbrățișat. Și am avut, nu știu, un căldură intens. Și eu am crezut că leșină și aveam și copiii lângă mine, eram mai mici și nu știam pe care să-i țin. Și am zis că soțul, gata, că s-a albisat la față. Și părintele la fel, și el era oprit. Era și el, și amândoi erau, și a mai venit după aia, iarăși, după la, nu știu, 10 minute a venit părintele, iar l-a luat în brațe, iar a venit Duhul Sfânt. Da. Eu așa cred, nu știu, nu știm prea mult. Nu am avut un minim de idee, deci mi-am spus, de ce a făcut? De ce a fost? Ce să și părintele! A fost puțin. Și 30 minute după am ieșit în grădină afară și am plâns 30 minute, non-stop. Prima dată. Dar vreau să fac o paranteză. Soțul meu era atel. Atel. Și eu nu am intervenit cu absolut nimic. Pentru că am zis, e ateu. Și e ok, că soțul meu e super. Păi atunci ai intervenit, când ai spus că e ok. Nu, dar am zis dacă era ortodox al meu, poate n-ar fi așa de calm și bun. Și am zis, nu schimb, vreau să-și ia, iată, ok. Și l-a schimbat Dumnezeu. Da, Dumnezeu a intervenit. Din această punct. Și acesta a fost mai bine pentru că eu nu am învățat, nu i-am trecut niciun fel de ritual, niciun fel de influențare. Dumnezeu le-a spus ce să facă. Și aceasta a fost. L-a spus aici. Da, mare bine. Și de atunci mergem în credință. Da? Cu respect. Aici. Aici. Păi, în Anglia s-a întâmplat așa ceva? Da. Păi s-au întâmplat toate aceste lucruri pentru că miracolul de fapt era în inima ta, tu ești iubire, tu ești Dumnezeu, a fost tot timpul acolo și probabil și iubirea ei te-a susținut și faptul că te-a acceptat exact așa cum ești, ea era ortodoxă, tu erai ateu și iubirea voastră a făcut să descoperi iubirea de Dumnezeu. Străin în Italia. Eram în Italia, da. 3 ani înainte am avut un vizion. Precis, nu știu de ce. Am fost singur și, această vizion este o fată. Da, fată străină. Inițiala cu numele cu A. Și a fost foarte clar și am vorbit cu mama mea și un prieten foarte bun. Da, foarte bun. Și am spus, uite, nu știu se întâmpla, nu știu. Și 3 ani după am avut o oportunitate în Italia pentru lucru și am mers și 9 zile după am intrat, mulțumesc un coleg italian, acest loc și Adriana a intrat și imediat, bang! Vizion! No! Și când am auzit Adriana... Numai că aveam o mică problemă, eu nu vorbeam engleză. Și eu, italiană, română, nimic, francez. Două luni din claus. Și eu l-am ajutat să-și găsească un apartament, să închirieze și toată lumea se uita la mine și zice, a, de sunteți împreună, pentru voi nu. Nu suntem împreună. Și după, mă rog, am găsit apartamentul și la 3 luni era pentru voi. Da! Și când m-au văzut toată lumea asta care mi-a zis, nu pentru mine. Și când ne-am văzut împreună... Mai păcări? Dar ei știau, deci ei vedeau, probabil, a fost un down înainte. Da, vedeau înainte, eu nu vedeam. Și l-am ajutat că era și străin. Și știu ce trecea. Deci bărbatul e vizionar și dacă e ateu. Cu atât mai mult, dacă nu ai influențate. Păi totul e în inima ta, Steve, de acolo vine. Să primești și viziuni și mai mult de atât. Deci ce-ți vine din față e proiecția ta. Noi, de fapt, notăm în propria noastră imaginație. Și creație. Și creație. Și noi spunem că cei din exterior sunt de vină. Adică sunt divini. Da. Divin. Devină. Divin. Dar cum ați simțit voi, dacă toți suntem în tabăra oglinzilor, cum ați simțit voi ultimele 2 săptămâni înainte să veniți? Dacă, cum vi s-au părut ca experiență? Foarte bună. Încărcare energetică majoră. Din momentul în care am găsit-o și cum s-a confirmat în scriere. Dar într-adevăr, mi s-au săptămâni înainte a început să crească, efectiv. Măi, dar tu ce porți? Da, asta sigur. O pace. Da. Da, asta sigur. Da, siguranță, da. Siguranță, da. Și o liniște. Da, liniște, da. Da, asta sigur. Da. Așa e, așa e. Claritate, da. Super. La mine a fost o purificare și în corpul fizic. Răceală m-a luat de vreo săptămână și ceva, cu dureri de cap. Eu care nu... Și mi-am dat seama că de fiecare dată când se întâmplă taberele, cu 2 săptămâni înainte, te lucrează, te purifică, bine, bine, că altfel nu poți să ajungi aici. Și a fost așa, azi era așa, dimineața era așa, iară era așa, iară era așa. Și așa e la fiecare... la fiecare tabără, ca să fim în varianta optimă când venim aici. Dacă e o regulă, atunci eu i-am comentat iubitului meu. S-a uitat la mine și mi-a zis: băi, femeie, nu te-ai săturat să furi energie de la mine? Bravo! Eram în picioare, am rămas așa la el. Super! Și nu cred că ascultă nimic din școală, iubire. Păi asta vrea, asta era următoarea întrebare. Nu știu dacă ascultă, dar... Păi nu și aduce aminte, l-am întrebat, știi ce mi-ai zis, nu? Și zic așa mi-ai zis, am zis altfel, nu chiar așa, zic, uite, fii atent, așa mi-ai zis că am rămas la tine, nu știam ce să mai zic, n-am mai putut nici să mă mai mișc. Nu și aduce aminte. Deci cine a vorbit prin gura lui? Dumnezeu. Da, Teo, și te mai pui cu el. Ne mai punem cu el. Câteodată așa. După care mi-a zis, nu vreau să te ascult. Da, cum câteva zile te lua de Dumnezeu. Da, pe atunci i-am comentat. Atunci, asta zic, dacă zicea, dacă s-a întâmplat ceva purificări. Păi ne face, ne scoate, ne pune să scoatem tot, ca să venim aici într-o variantă cât mai înaltă. Deci eu am observat că asta cred că e a 20 ceva tabări pe care o fac și am observat cum lucrează, de când se creează evenimentul, de când ne alege pe toți. Ultimele 2 săptămâni vine trierea, îi scoate pe cei care încă nu sunt pregătiți să vină. Da. Și ce ai spus aseară? Ce tabărea va fi o tabără? Spune! Puternică și de adevăr. Bine. Vreau să te întreb ceva. Limba engleză pentru tine este nativă? Adică ești bine? Da. Ești puternică? Da. Limba. Pentru că Teodora traduce în limba engleză Shangri-La și avem nevoie de un nativ pentru verificare. Absolut. Dacă îmi permiteți să merg. Da, chiar vreau să vă propun asta. Dacă îmi permiteți să vă trimit, sau dacă vreți să lucrăm împreună, se poate. Dacă nu, oricum o să dureze puțin până când o să termin. Nu promit că termin într-o lună, 2, 3, nu știu cât durează. Dar vă ajutăm. Ele trebuie, acolo trebuie să dea exact mesajul pe care domnul Marius l-a transmis și atunci noi trebuie să ne jucăm un pic cu adjectivele și cu tot ce e acolo ca să transmită ceea ce vrea să zică. Și mai avem o problemă, acum se lucrează la un film artistic după Shangri-La și va fi distribuit în zona anglosaxonă. Deci trebuie traducere în engleză. Perfect. Am venit aici pentru asta, să vă spun. A fost misiune. Dar nu am știut să l-am întâmplat, deci nu mai am știut. Iată cum a vorbit Dumnezeu, am venit aici pentru asta. Nu, sigur, știu asta. Am știut de acum de câteva luni. Ce frumos. Și am tot, nu știam cum să intru în contact. Adriana a fost atât de entuziasmată când a aflat de tabără și când m-a sunat și când a zis că mai sunt locuri libere, ți-am simțit vibrația și entuziasmul și bucuria de a fi aici. Da, mi-a spus Da. Mergem? Da. Mergem. Da, mergem. Hai, mergem. M-ai întrebat dacă poți să vii cu copii și... Este foarte important să apară cartea în limba engleză. Este extrem de importantă. Ce mai puternic. Fantastic. Să sfințească Anglia. Și vreau să mai spun un lucru, se traduce în rusă. Foarte multe copii. Da, deci două arii foarte mari. În rusă? Și ați găsit traducătorul în rusă? Da, rusă, de la o mănăstire. Măicuța Paisia, dacă știți. A fost la Moisei. Nu mi-a văzut pe știi. Da, problema cu limba engleză, că nu are, de exemplu, nu poți să traduci Smerenie. Da, sunt cuvinte că nu avem. Da. Când soțul meu m-a întrebat ce este smerenie, trebuie să-i faci descrierea. Da. A trebuit și eu să mă... Să o gândești. Da, și a trebuit să mă uit ce înseamnă. Și cu Biblia, exemplu. Da. Citem Biblia în dimineață, înainte de tot. Și am Biblia ortodoxă. Mai este în englez și soția aia în română. Și cum facem... Nu este absolut. Este o mare diferență. Traducerea în Biblie, am observat că este din punct de vedere financiar. Deci, de exemplu, vorbesc de Ioan in debt. Da, ești in debit, cum se zice în română? Dator. Dar în engleză, debit înseamnă material. Tatăl nostru, de exemplu. În engleză este forgive us our trespasses, nu este forgive us our sins. Trespasses, iarăși, ce înseamnă? Păi nu e iarăși aici, pe terenul altcuiva. Da, deci... Totuși este mai corect trespases, cred că decât simți, pentru că tai calea cuiva și cumva... Depinde de context. Eu așa o citesc în engleză, pentru mine, probabil... Am o întrebare, te uiți la canalul de discuții religioase cu Teodora? Nu. Nu știi? Nu. Nu avem televiziune la casă. Nu, pe YouTube. YouTube, da. Nu am religiune. Am făcut de 3 canale, discuții cu... Amin. Nu, vom vorbi dezbateri religioase cu Marius Bile. Vă dau, v-ați spune telefonul și vă trimit... Dar nu sunteți pe școala Albirii? Nu. Pe grup? Nu vreți să vă introducem? Da. Bine, vă introduc după asta. Super. Da, dar acolo sunt certuri mari. Da? Păi da, tot timpul sunt certuri. Așa e. Sunt mari? Nu știu. Înseamnă că sunt în viață. Da, pot să zic. Un băiat, Alex, mi-a spus astăzi, uite, Daddy, este Marius din computer. Ai văzut? Da. Dar este! Genial! Este aici, în persoană! Este aici! Și Teodora din computer. Și Charming din burtică. Tu, dar tu și angajamentul ăsta, dar m-a spus să mai faci după ce? Păi, domnul Marius spune că o să terminăm și asta și Tăutecingu, și Coranul până atunci. Da, domnul, mergem înainte. Ai mici. După care mai vedem. Te sprijină Dumnezeu. Eu m-am apucat de pictat, deci până s-o nasc pe fata mea, pictam un tablou la 5 luni și de când am născut-o pe fata mea, am ajuns să pictez 4 pe lună. Deci avea o lună și ceva, o legănam cu piciorul și eu pictam. Și nu-ți mai faci driving pentru soț? Fără soț? Păi, ba da, în principiu dă și el de carnet, dacă vrea, până la urmă, dacă asta este. Dar că am mai insistat eu așa un pic și am văzut că tot își amână și am zis, nu, păi dacă dai bine, dacă nu dai iarăși bine, că până la urmă nu mă deranjează. Nu știu cum o să fie cu burta atâta. Volanul și... Da, asta este, dacă nu se mai poate, până la urmă, o să iau autobuz, taxi, ce vrea el. Da, am zis, că... nu e așa că atunci femeia când e însărcinată și după ce naște primește o susținere mare divină, că eu am simțit o mult mai mare energie. Numai dacă ea nu atacă bărbatul. Da? Deci eu am simțit o energie, eu după fiecare naștere mie mi s-a schimbat viața, adică mai mult am evoluat. Și vrei să se mai schimbe viața? Nu! Mulțumesc! Chinești, nu chidem care se zice că și la și se dea caștul femeia. Dacă îți dorești, ești liberă, mare. Se zice, uite-te în Vechiul Testament și la 100, nu? Păi da, în India sunt femei care nasc la 69 de ani, 70 de ani au menstruație. Sunt atâtea documentate. Păi oare de ce? Pentru că sunt smerite. Sunt smerite și sunt roabe. Supuse, da. Numai roabele fac copii. Da. Ai văzut cu robul lui Dumnezeu din Invartor Dincă? Ce frumoasă a fost povestea. Și în Vechiul Testament la fel. Soția nu putea să facă copii, dar roaba da. Da, pentru că era roabă, da. Și cei care încheiază ce sunt? Rob și roabă. Nu știu. Da. Altă întrebare. Am eu o întrebare de ascultând din binarii și la un moment dat m-aș fi spus că în planul divin când ceea ce trăim s-a întâmplat deja. Și altădată am auzit că poți schimba ziua de mâine în funcție de cum te comporți. Da. Și unde este granița? Cât putem schimba din planul divin? De ce se întâmplă schimbarea? Este în planul divin. Da, este... E deja în planul divin. Cât de lăsarea de... Și nu numai acum, este până la sfârșitul veacurilor. Adică tu în toate viețile de aici, totul este deja cunoscut de către el. Noi doar suntem niște cititori, cum e la placă. Citim și am înțeles. Ne trezim, înțelegem și... Acolo e și trezirea, acolo e și intervenția, acolo e totul. În același timp, el participă la viața noastră continuu și este și el în piesă. Deci el are cele două poziții, și deasupra piesei și în piesă. Este și actor, este și regizor. Sergiu Nicolescu. Liberul arbitru, de fapt, este tu alegi pe ce piesă care este scrisă de el deja din infinit. Din punctul lui de vedere nu există. Din punctul nostru de vedere pare că este că noi modificăm viața noastră cum vrem noi. Avem libertatea asta. Și el în același timp intervine, dar este doar la nivelul nostru. Nu ne interesează planul lui, că el știe treaba lui, că nu putem să... Da, dar e important să înțelegem că cei care sunt înfrânți cu inima au contact pe viitor, pentru că sufletul nostru știe viitorul. Deci sufletul tău știe ce urmează peste 100 de ani de aici încolo, știe totul. Sau 1000 de ani. Sau... Deci de acolo vine, Marius, intuiția aia când simți niște evenimente. Deci ca să poată să existe intuiția asta și să se ridice în viața noastră materială această intuiție, această legătură cu Dumnezeu, tu trebuie să fii înfrânt cu inima. Adică egoul să se retragă. Ca să poată să se ridice la suprafață. Să ai un abandon de sine atât de mare încât să te lași. Exact, ca să poată să se exprime în viață. Și atunci ai premoniții, vezi ce urmează să se întâmple peste un anumit timp, știi? Dar numai tu, numai ție ți se întâmplă asta, că e funcție de înfrângere. Și prin vise ți se arată. Și prin vise ți se arată, în toate modurile ți se arată, te previne. Te ia, zice, nu stai, auzi o voce în cap. Cum a auzit și Steve, tu de pe coloana 4. Exact cum a auzit el. Da. Deci nu stai în locul acela, pleacă de aici că o să cadă blocul. Da, da. Deci te ia și te duce. Da, da. Deci important, cel mai important lucru în viață să fii în frânt cu inima. Deci nu e important să câștigi, să nu câștigi. Că dacă nu câștigi, este Dumnezeu cu tine. Dacă câștigi, ești mort. Cade blocul cu tine. Deci nu ai niciun fel de șansă. Deci înseamnă orgoliu, înseamnă eu pe primul plan și va trebui să mori. Pentru că Dumnezeu consideră că suntem nedesăvârșiți. Adică nu merităm să trăim. Sunt exact ca animalele din pădure. Personajele, cum să zic eu, animalele care sunt slabe, nu au calități, sunt scoase din funcțiune. Deci din cauza asta există fiarele sălbatice. Deci toate animalele care sunt slabe sunt scoase. Deci nu merităm să trăim. Și uite ce bine zice, evreii zic așa în Tora, toți cei care sunt idolatri, și sunt 7 miliarde de idolatri, în Tora se zice că nu merită să trăiască. Și e normal, pentru că se pune materia pe primul plan și atunci materia ne ia din energia subtilă și energia subtilă a sufletului este o energie înalt vibrațională, aparține altei lumi și este o dezonoare să dai tu, cum se zice la porci, de să dai mărgăritare la porci, să dai această energie pe materie. Da. Nu e normal. Și atunci poți să mori. Și dacă citești în Vechiul Testament și noi îl discutăm aici, se vede că Dumnezeu zice, pentru că n-ați ascultat poruncile mele, îmi pare rău, vă ucid. Zice acolo. Acum suntem acolo. La ce capitol? Am trecut de Numeri. Da. Și Levitic și trecem mai departe. Da. E fantastic. Da. Fantastic. Dar sunt foarte, foarte multe argumente la ce spune domnul Marius. Dar cred că până... Eu am mai citit așa în Vechiul Testament și în Noul Testament, dar nu am fost deschisă, n-am reușit să înțeleg nimic. Nu ai avut codurile. Acum nu mai pare nimic polarizat acolo pentru mine, nici în Vechiul și nici în Noul Testament. Și nu mai este nimic o frică. Asta a fost. Exact. Păi dacă Dumnezeu e întors și în toate, de ce să mai fie frică? Dacă și eu sunt suflet, 97% despre și de cine să mai fie frică? Dar e că El se manifestă prin mine. Și se vorbea acum de liber arbitru sau nu. În Shangri-La apare această ființă gând. Da. Știți cum îl imaginez eu pe Dumnezeu? Stă în fața bibliotecii din Ființa Gând și zice: asta scot cartea asta. Și o să fiu asta. Și când avem momentele alea în care ne pică așa mintea, uite care cat o luat-o. Uite care cat o vrut să citească astăzi. Și ne pică mintea și nu știm pe unde suntem și ce se întâmplă. Greșeala noastră fundamentală, apropo de Teodora, este că spunem eu la toate acțiunile noastre. Și nu suntem un eu, nu suntem corpul nostru. Sunt acțiunile lui. El ia cartea, nu tu. El se supără, el le suportă pe toate, el le primește pe toate, el face ceva. Nu ești tu, tu ești niciunde. Deci marea păcăleală este faptul că luăm privilegiul, ca spune eu, nu-l are decât ființa divină. Noi luăm eu de la ființa divină care este, doar este. Eu sunt cel ce sunt, îl iei și îl pui la un ego care este mărginit și care nu poate nimic. E handicapat. Și zicem că noi putem când facem ceva. Deci folosim energia sufletului ca să faci ceva. Dar când zici că Dumnezeu face, atunci tu ai dispărut. Sau Dumnezeu prin omul acela îi face egoului meu, care nu sunt eu, ceva, atunci tu nu te mai identifici. Când nu te identifici, nu mai apar consecințele identificării. Consecințele identificării sunt moartea. Deci în clipa în care te-ai identificat, ai început să pierzi energie vitală. Că iei energia de la Dumnezeu, de la suflet, ca să poți să supraviețuiești ca și corp. Dar, Marius, în momentul în care faci afirmații și folosești un eu, acolo se mai scade energia? Sunt afirmații, deci nu sunt negații, nu sunt centri energetici de acumulare. Dar sunt ale eu-ului. Ce faci? Chiar dacă îți scoți pe eu, din început de frază. Și ce se întâmplă acolo? Deci orice acțiune făcută de divin nu mai este făcută de tine. Deci asta înseamnă că ești indiferent la bine și rău. Da. Ești indiferent la ce... Atunci nu mai ești... Da, rezultat. Deci nu mai ești tu acolo. Nu. Da, și este el. Și care e treaba? Ai dreptate. Eu m-am apucat să pun, ascultând la legătura cu plantele, m-am apucat să pun poemiță de zambile și de narcis. Le-am pregătit și am și câțiva mei să experimentez statul în poemița de zambile. Și florile de măr. Și florile de mam și măr. Extrem de inteligente. Dacă stai, spre exemplu, 5 ore, dacă ai cu timp, stai și te uiți la ele 5 ore și să vezi că cade mintea. Când a căzut mintea, a intrat în comunicare cu... Dar știi că i-am spus unii de 5 ore și... La fel și cu animalele. 5 ore să stai acolo. Și m-a întrebat cineva cine a pus. Eu le-am pus. Și cum puteam să spun să mai folosesc eu legat de aceasta? Cum să spun? N-am făcut eu. Dumnezeu pe mine. El l-a pus, Dumnezeu l-a pus. Și învață omul până la urmă. Și la început o să zică că ești nebun. Nu este nicio problemă. E onoare. Adică că Dumnezeu e nebun. Da, dar vezi că nu simți... Eu am simțit asta încă de când m-am apucat de pictat, pentru că m-am apucat de pictat de pe o zi pe alta, fără niciun studiu. Ziceai că m-a săgetat ceva așa Și dintr-o dată a început și de câte ori oamenii spuneau, wow, ce picturi ai făcut, eu spuneam, nu eu, pentru că știam că nu eu le fac, simt că se lucrează prin ce le face Dumnezeu. Dar de ce nu pot să spun la toate acțiunile, nu la orice, că Dumnezeu face? Trebuie un exercițiu care e atât de mare obișnuința noastră de a folosi eu, încât foarte greu e să o desfacem, să o demontăm. E greu, dar consecințele sunt fantastice. Îți dai seama, dacă tu nu te mai vezi niciunde, deja începe restaurarea vieții. Adică primești energie subtilă. Pentru că în momentul în care nu te mai identifici cu eu, se deschide poarta ceului și îți vine energie de la izvorul vieții. Deci ești cel mai interesat să nu ai un eu. Și pe de altă parte dispare suferința, adică judecata. Judecata aduce durere. În momentul în care nu ai un eu acolo care face ceva, nimic rău nu ți se poate întâmpla, că nu mai are ce să scadă la tine. Deci nu te mai atacă nimeni, a dispărut atacul. Ca să fiu atacat trebuie să am un eu. Pentru că eul acela generează un adversar, îi dă și puterea și victoria. Și pentru că ego-ul ăsta se rănește, ca să fie pe primul plan, că este 0,5-2%, se rănește cu durere. Și tot timpul îl caută motive de suferință. El nu vrea ca lucrurile să fie bine, vrea să nu fie bine. Noi avem impresia că trebuie să luptăm, să câștigăm, să facem afaceri, să avem mai mulți bani. Dar întărim un ego, mai vă spun că ego-ul ăsta îl mai cheamă satana. Sau antichrist, sau mamona, sau diavol. Deci noi, Lucifer, deci o viață întreagă, noi hrănim un diavol. Ce facem cu diavolul ăsta? Îl ducem în niște mașini frumoase, nu? Îi construim o casă mare, îi dăm mâncare bună. Deci noi hrănim un diavol. Când nu hrănești diavolul? Când ești indiferent la rezultat. Adică că e bine, că e rău, ești indiferent. Atunci nu se mai hrănește diavolul. Nu ai nicio așteptare. Nu ai nicio așteptare, nu vrei nimic de la nimeni. Pentru că caracteristica importantă a sufletului este că sufletul te lasă greșit. Adică nu intervine. Deci ce face Dumnezeu cu noi? Ne lasă așa cum suntem. Păi trebuie să facem același lucru care îl face El. Că ce înseamnă? Eu sunt cel ce sunt. Eu nu acționez deloc niciodată. Deci Divinul nu intervine. În Tao Te Ching, Dumnezeu Tao este numit non-acțiune, non-intervenție. Deci când nu intervii, ești una cu Dumnezeu. Chiar dacă te doare, chiar dacă simți nevoia să intervii, să rezolvi situații, nu interveni. Pentru că este exact momentul în care, dacă nu intervii, tu te încarci cu energie subtilă. Dacă intervii, tu pierzi viață. Cum este la doamna, la Lucreția. În momentul în care intervine acum cu băiatul, îi distruge și lui viața și încep și ei să sufere că veți fi pedepsiți pentru asta. Deci mai bine să... Mai ales că el are acea dragoste de zi. Da, dar el e divinul care are niște lecții din spate pe care trebuie să le ducă. Să se scadă, el trebuie să facă muncile. El știe foarte bine sufletul ce să facă. Lăsați-l că știe. Nu trebuie să-l impuneți. Da. Adriana, mă întrebai cu pictatul, mi s-a întâmplat același lucru ca lui Steve, pentru că chiar mă gândeam când auzi vocea aia, du-te pe canalul 4, mergeam cu autobuzul în urmă cu 10 ani, stăteam la semafor, am făcut drumul ăla de sute de ori, mergeam la muncă și am auzit o voce, uită-te în sus. Și m-am uitat în sus, au fost 60 de secunde care mi-au schimbat viața și am văzut la etajul 2 o tipă în fața unui Chevrolet care picta și dansa. Nu știu ce s-a întâmplat atunci, dar în inima mea așa, parcă a expandat ceva și eu peste o săptămână făceam ce face acea femeie. N-am mai văzut-o niciodată, deși am făcut drumul ăla de pe toamnă, e Alina, la semafor apă. Am văzut imaginea, nu știu de ce. Da, da. Am văzut-o. Și mai mult... cu părul lung. O femeie cu părul lung, da. Da. Și mai mult de atât, deci în interiorul meu a fost o credință, nu am accesat YouTube, nimic. M-am dus la magazin și le-am spus, dați-mi cele mai bune pânze, cel mai bun șevalet și cele mai bune culori. Și mă întreba, sunteți pictoriță profesorii? Nu m-am pictat în viața mea. Sunteți sigură că vreți să-ți investiți atâția bani? Da! Sunt sigură. Și m-am așezat în fața pânzei, mi-a luat o pânză nu mică, de 70 de centimetri și am zis, iartă-mă, Doamne, m-ai pus să fac toate lucrurile astea, acum apucă-te de treabă, pictează. Descurcă-te. Da, descurcă-te. Și iată că luna viitoare sunt 10 ani de când s-a întâmplat lucrul ăsta și prima dată am pictat universul. Am pictat soarele și am pictat planete, stele, simboluri zodiacale și 4 ani la rând am făcut peste desenul ăla o altă pictură și a fost primul meu tablou pe care l-am vândut. Că eu toate le dăruiam, cred că am dăruit vreo 200 și ceva de tablouri și am pus tabloul pe internet și mă trezesc cu mesaj de la o doamnă și mă întreabă cât costă tabloul acela. Și eu poftim, nici nu știam ce să-i zic așa. Și a fost prima care a cumpărat prima mea pictură și acum am făcut de curând a 31-a pictură. Deci pot să-mi deschid o galerie la ea acasă, deschizătoare de drumuri. Da. Deci așa am început. Și de asta, deci eu sunt așa de deschisă la taberele de pictură, adică mă gândesc că voi veniți, cum spunea și Ramona, eu sunt antitalent, eu nu știu să pictez, eu nu știu. Deci eu mă am ca exemplu pe mine, cum am început eu, păi eu am știut, mie îmi făceau frații mei în liceu desenele și tot. Wow. Și n-am făcut școală, după aia, de-abia după 4 ani, după ce m-am apucat de pictat, m-am apucat să fac școală ca să am o diplomă, ca să pot să lucrez cu copii și am avut acolo iarăși mare noroc că maestrul meu m-a văzut cu ce pictez și mi-a zis eu nu o să te pun să faci nicio reproducere, tu vii și îți lucrezi toate lucrările tale. Wow. Și mai mult m-a susținut și mi-a făcut și... Așa, da. Așa că de asta totul e în noi. Ce poate să facă un om, poate să facă oricine, doar să descopere în el. Și ați văzut ce lucrări minunate ați început astăzi? Deci eu stăteam și mă uitam și ziceam wow, la fiecare, wow. Dar eu deja sunt obișnuită. Știu că voi puteți. Că știi, pleci cu golul minte și că ziceți. Întrebări? Mai avem un sfert de oră. Cred că mai am eu una. Este vreo misiune sau avem un scop pe care îl avem aici pe pământ înainte de întrupare? Da, niciun scop. Da, în New Age se zice că trebuie să avem o misiune. New Age este o metodă de extinție în masă. Extraordinar de puternică. Scopul este să evim observați. Ce face New Age? Întărește orgoliul, ego-ul. După care, pentru că ei știu ce înseamnă. Un orgoliu mare vei atrage forțele cerului. Și vine cazurile peste tine și am discutat cu Simona din Germania. O știți pe Simona din Germania? Da, o știu. Da? Am făcut, nu știu... Am dezbătut 21 de principii din New Age. Nu știu, Napoleon Hill, nu știu, ale cui sunt. Și erau 19 principii care întăreau orgoliu. După ce s-a întărit orgoliu și s-a făcut viața varză, zice, acum du-te și distrugeți retragerea, spargeți bărcile de retragere, să nu te mai poți retrage, adică cum vrei să mă și omori, după care zice, acum nu mai ai viață, nu știu ce, și la al 21-a zice, păi vezi că ai fost prost? Ce ți-am spus eu să te omori? Pentru că singura soluție ca să poți să ai succes în viață, să faci totul pentru ceilalți. Păi până acum ai zis să fac totul pentru mine. Nici după ce te-am omorât. A fost genială, mi-a plăcut foarte mult. Deci asta este New Age. Mai ales pandiul identității. Dar sunt foarte multe. De peste tot. Au ocupat limbajul de peste tot. Deci ești prins. N-ai cum să scapi. Dacă ai o misiune și dacă nu ești pe misiune... Deci în lumea noastră modernă ai o singură salvare. Ca să ieși din Matrix, răstorni tot ce se zice. Că nimic nu e adevărat. Deci tot ce zic, oamenii ăștia nu este adevărat. Ei inversul și afli care este adevărul și s-ar părilează la spitalul de nebun. Că altfel n-ai cum... Păi misiunea, cred că e că ai venit aici pentru dincolo. Asta să fie iubire orice așa. Sau să-ți dai seama că nu e nicio diferență de aici și dincolo și să transformi viața de aici în rai. Să transformi materia, în rai. Și poate să-ți dai seama, Marius, și de programele pe care le aduci ca moștenire și că ți se dă această oportunitate înțelegându-le să le dizolvi, nu? Da, este doar o problemă de etichetare. Deci, în lănțuirea noastră, faptul că suntem băgați într-o închisoare, este o închisoare conceptuală. Da, că de exemplu pe partea asta se zice absolutizări. Caută jobul care te împlinește și care îți face cineva care are un job care nu-i place, da? Aia se chinuie acolo, zicea, păi stai, eu nu sunt de misiunea mea, trebuie să-mi găsesc misiunea, să văd cum salvez balenele de la nec, că aia va fi misiunea mea și caută... Cred că trebuie să accept să fii cu bucurie oriunde. Da, eu am început de la 16 ani să spăl pe jos, să spăl toalete, să spăl pahare, să eram picol și eram cea mai fericită. Și Gandhi spălea WC-ul. Da. Dădeam zăpada de pe terase, după aia am lucrat la o spălătorie, am fost și spălătorează, am făcut de toate. M-am dus și în Austria când eram în facultate și la fel făceam curățenie în vină. Deci le-am făcut pe toate. Nici nu visam eu vreodată că o să fac eu ceea ce fac acum și așa. Până s-a întâmplat cu pictura și de acolo a venit și tu. Pac! M-a scos direct și m-a dus. Dar a fost un flux care te-a dus pe mare. Un flux, dar eu am început, fără să caut, nu mi-am dorit nimic, nici n-am visat, nici nu m-am gândit, deci nimic. Pur și simplu m-a luat și m-a dus. Du-te acolo, du-te acolo, du-te acolo, dar eu oriunde am fost în acceptare. Și că am spălat pe jos, și că am strâns de pe mese, și că am servit, și că am dat zăpadă, și că am fost spălătoreasă. Știi de ce? Când mergi pe divin, el vine spre tine. Dar ce înseamnă să mergi pe divin? În jos, nu în sus. Aici e diferența. Toată lumea merge în sus și se îndepărtează. Trebuie să renunți la viață. Ai puterea să nu-ți aperi viața. Dacă ți aperi viața, ești mort. Cine caută viața, va muri. Cine o lasă pentru mine, va trăi. Și te pune, Alina, te duce. Pe mine m-a dus între oamenii străzi. M-a dus la voluntariat 6 ani să lucrez cu persoane cu bipolar și cu schizofrenie. Deci așa m-a dus m-a trecut prin toate astea, pot să zic că a fost o inițiere, o școală. O purificare a sufletului. Da, purificarea sufletului, dar am făcut-o toată cu bucurie, că așa am simțit, era din interiorul meu. Așa? Și după aia, Adriana, pentru că binele nu poate să vină la un om care are disponibilitate de atașare, de materie. Binele nu vine decât la ăla care e desprins. Și ca să fii desprins, trebuie să fii jos de tot. Adică indiferent la bine și rău. Când ești indiferent, atunci vine binele pe tine. Pentru că te atașezi. Și atunci, și în starea aceea, vine ca să te verifice. Da. Că oricând, deci să nu fii sigur că acum știi, dar peste un timp poți să nu mai știi nimic. Adică vin din față, uiți tot. Da, și ți-am minte, am experimentat. Și ai ieșit din școala iubire automat, singur. Auzi, Marius, sau oare nu venim cu chestiile astea noi? Pentru că eu mi-aduc aminte, aveam vreo 10 ani, fratele meu vreo 15 ani și noi toți cercetătorii care veneau îi chemam în casă, părinții nu știam și îi puneam la masă cu noi și mâncau cu noi și așa. Deci noi ne născusem cu chestia asta. Da. Păi nu este o atribuție a sufletului. Cu toții ne naștem cu asta. Sigur. Avem noi, nu? Avantajul, de ce nu spui totul până la capăt? A avut o mamă care a constrâns-o foarte puternic și aia a zis, și fratele, la fel. Șlefuitori de diamante. Da, șlefuitori. Da, corector divin. Da, dar da, ei aveau, uite, exact aceeași esență. Mama mea împărțea salariul la toți cercetătorii, la toți așa, fratele meu la fel, deci toți am fost pe chestia asta. Eu chiar mă gândeam, zic, cred că am fost cercetătoare într-o altă viață, am fost un om astăzi, zic că n-am cum să trec indiferent pe lângă eu. Da. Deci aici apare ciudățenia. Bine ți este în momentul în care nu te afectează rău. Dacă te afectează rău, nu poate să-ți vină bine. Acolo te vezi. Nu te afectează în sensul că nu te afectează sufletește. În niciun mod, adică nu-l vezi rău. Nu-l vezi rău. Și mai mult te uite, ce binecuvântare, uite ce dar ce mi-a. Ești fericit că-ți vine rău. Aici ai problema. Ești și mai fericit și mulțumești. Băi, mamă, acum m-am încărcat, m-am curățat. Mi-a salvat sufletul. Mulțumesc, îi pun mâna. Dacă nu-i pun mâna, înseamnă că nu ai recunoscut și deci nu se pune. Cum ai povestit tu, Marius, tu ai povestit în ultima care am făcut-o noi cu Iisus când a visat, da, ai în poveste. Poți să mai spui acum? Nu știu ce. Cum o femeie bătrână a visat că a venit Iisus la ea în casă ca adoptivă. Da, este un film rusesc. O să mai punem o dată pe Școala Birii. Cine vrea, putem să îl introducem. De o jumătate de oră, cam așa, unde o femeie din Rusia a vorbit, i-a apărut Iisus în vis și a zis să-i facă o masă și doamna aceea îi face masă și așteaptă să vină Iisus, dar ea îl aștepta pe Iisus acela, așa, cum îl știa. Da, a venit o femeie a străzii, un bărbat, nu știu cum, bețiv, și a venit mai din ăștia păcătoși. Trebuie pe păcătos să-l vezi pe Iisus în păcătos, că dacă nu-l vezi în păcătos, ai terminat. Știi? Și după care zice, băi, la sfârșit când s-a culcat, dar Doamne, n-ai venit. Am venit, dar m-ai dat afară. Și printre timp se ruga, vedea lumânări, deschidea Biblia, citea. Dar voi ați observat o chestie foarte interesantă. Eu am observat-o de curând. Sunt unele icoane unde Iisus este la ușă și bate, dar nu există clanță pe din afară. Clanța e la tine în interior ca să-i deschizi. Eu n-am observat asta până acum vreo lună și ceva. Și dintr-o dată mi-a apărut că am niște cărți cu Iisus și mă uit așa și după aceea au și icoane pe internet și mă uit zic, wow! Păi clanța e în interiorul meu, eu trebuie să-i deschid. El n-are cum. Deci Dumnezeu în tine. E Dumnezeu în tine. Exact. Deci prin ea îți arată... Este principala problemă foarte gravă la biserică, că Dumnezeu este pus la distanță. Și am dat exemplu cu Meister Eckhart, este un mistic german care Inchiziția a vrut să-l ardă pe rug pentru că a spus că Dumnezeu este în noi. Da. Și singur s-a apărat, n-a angajat pe nimeni, niciun avocat. În fața lui au avut închizitori foarte bine pregătiți, care știau Biblia pe din afară, așa, și totuși cu textul din Biblie a reușit să demonstreze. Noi cu Teodora o să facem este Eckhart, Cetățuia Sufletului și Confesiuni. Și acolo o să vedeți ce important este să înțelege că Dumnezeu e în tine. Păi dacă este în tine, înseamnă și în celălalt. Dacă este în tine și în celălalt, nu mai poți să ataci, s-a terminat cu atacul. Deci nu mai pot să existe bogați și săraci, nu mai poate să existe înarmare, în suferință, boli, nimic, s-a oprit totul. Pentru că nu mai ai un neu pe care trebuie să-l aperi. Dacă nu mai aperi un neu, nimic rău nu poate să vină din față, s-a terminat. Deci cu lumea aceasta care este plină de suferință, se oprește. Este doar o construcție. Este special construită așa. Este sub conducerea diavolului. Bine că spatele lui este tot divinul. Pentru că el vine împotriva noastră corector. Și se vede foarte bine în Vechiul Testament când cu Faraon. Și spune lui Moise, să știi că tot eu sunt aici și nu vreau să dau drumul. Ce mi-a plăcut foarte mult. Când înțelegi acest lucru, ai o stare de liberare fantastică, pentru că durerea noastră rezultă din faptul că noi credem că cineva este vinovat, adică aruncăm vina în afară. Credem că oamenii ne fac ceva. Și când înțelegi că nimeni nu-ți face nimic, știi? Că e Dumnezeu care le suferă pe toate, le face pe toate și le suferă pe toate, păi e cea mai mare fericire posibilă, pentru că nu te mai deranjează nimic. Extraordinar. Da, e o eliberare deosebită. Și e continuă. E continuă. Adică chestia asta care ne-a intrat în cap nu se mai scoate nimeni. Deci noi de aici încolo, toți din școala iubirii care înțeleg aceste lucruri, sunt efectiv eliberați de plus și minus, de durere și suferință. Suntem liberi.